dacă în secțiunea trecută am văzut cum gândesc roboții, în această secțiune vom explora îndeaproape modul în care aceștia învață. Și aceasta pentru că învățarea reprezintă un proces important care contribuie la luarea deciziilor. Mai exact, vom descoperi cum învață roboții comparativ cu oamenii, vom afla care este rolul funcțiilor în programare și vom explora principalele provocări pe care ți le-am pregătit pentru această secțiune. Pentru început, hai să vedem cum anume învățăm noi, oamenii. Ca să ne fie mai ușor, hai să luăm un exemplu simplu, cum ar fi mersul pe bicicletă. Chiar dacă se spune că este una dintre activitățile pe care nu le uiți niciodată, asta nu înseamnă însă că de prima dată când te urci pe o bicicletă și știi ce trebuie să faci. De regulă, începem prin a descoperi și a ne însuși fiecare pas necesar pentru a putea merge pe bicicletă. De la cum anume ne urcăm pe aceasta, la cum pedalăm și, mai departe, la cum anume să ne ținem echilibru sau cum să efectuăm viraje cu aceasta. Odată ce am deprins toate aceste mișcări, aproape fără să ne dăm seama, în creierul nostru s-a format o rețetă specială pentru această activitate care reunește toți pașii și datorită căreia vom putea merge pe bicicletă fără să mai fie nevoie să ne gândim de fiecare dată cum anume trebuie să procedăm. De altfel, chiar dacă nu suntem conștienți de asta, toate activitățile pe care le realizăm, de la mers, la scris, la citit, cântatul la un instrument sau chiar programatul unui robot, sunt posibile pentru că, la un moment dat, am învățat să le facem. Adică am descoperit care este rețeta din spatele fiecarei acțiuni și am reușit să o punem în practică. Desigur că, de cele mai multe ori, reușim să învățăm mai mult, mai bine sau mai repede dacă ne ajută o persoană care deja a trecut prin acest proces și stăpânește aceste cunoștințe sau abilități pe care vrem să le dobândim și noi. Dar ce se întâmplă în cazul roboților? Învață și ei la fel ca noi? Ei bine, și roboții folosesc rețete speciale care includ pașii necesari pentru a realiza diverse activități, numai că în cazul lor acestea se numesc funcții și reprezintă cea mai simplă metodă prin care robotul nostru poate acumula cunoștințe și deprinde abilități noi. Variante mai avansate sunt cele în care roboții învață prin interacțiunea cu oamenii sau direct pe teren, experimentând și stocând rezultatele experimentelor în memoria internă pentru a le putea folosi și analiza în continuare. Oricare ar fi însă metoda folosită, învățarea la roboți se numește machine learning și, la fel ca în cazul învățării la oameni, reprezintă un proces foarte important pentru dezvoltarea gândirii, respectiv a inteligenței artificiale în cazul roboților. Iar așa cum noi învățăm întâi activități simple, dar care ne ajută să supraviețuim, cum ar fi mersul ori vorbitul, hai să vedem cum anume putem folosi funcțiile pentru a-l ajuta pe robot să desfășoare la rândul său activități uzuale. Funcțiile sunt asemenea unor scurtături, adică este suficient să definim la început setul de instrucțiuni specific realizării acțiunii dorite, pentru ca mai apoi, în cadrul programului, să ne folosim doar de numele acțiunii, fără să mai fie nevoie să detaliem de fiecare dată pașii necesari. Iar orice funcție are niște date de intrare și conține instrucțiuni prin care prelucrează datele de intrare pentru a ajunge la un anumit rezultat. Și ca să-ți dai seama mai bine ce înseamnă asta, hai să luăm ca exemplu prepararea unui smoothie de fructe cu ajutorul unui blender. În acest caz, datele de intrare sunt reprezentate de către fructe. Blenderul este echivalentul funcției, iar instrucțiunea este efectiv acțiunea de a tăia fructele. Prin urmare, în programare, o funcție sau un subprogram, cum mai este denumită, reprezintă un grup de instrucțiuni care efectuează o anumită activitate apelabil din alte zone ale programului. Iar principalul avantaj al utilizării funcțiilor este acela că ajută la optimizarea codului prin structurarea acestuia în unități logice.
Cu alte cuvinte, este mai ușor să scriem o funcție care îndeplinește anumite cerințe o singură dată și apoi doar să o apelăm de câte ori avem nevoie, decât să copiem aceiași pași de fiecare dată. La fel de ușor ca atunci când folosim factorul comun în calculele de la matematică. Dar cel mai bine, hai să descoperim cât de utile sunt funcțiile în programare, învățându-l pe MBOT să se deplaseze folosind un subprogram, după care vom explora și beneficiile învățării interactive cu ajutorul butonului programabil de pe robotul nostru. Iar în final vom combina cele două metode de învățare în cadrul unor experimente și mai complexe.